În anii 70 au început primele explorări petroliere în Marea Neagră. Prin anii 80 a început exploatarea în perimetrul Istria la renumita platformă Gloria. Pe 1 mai se încheie complet exploatarea gazelor care se face prin platforma Gloria, aceasta urmând să fie dezactivată, mutată la loc uscat și tăiată la fier vechi, a declarat în luna aprilie Sorin Gal, director în cadrul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale. Acum a venit vremea ca prima platformă petrolieră românească de foraj marin să iasă la pensie. După 40 de ani de muncă, aceasta s-a întors ieri în portul Constanța. Platforma a aparținut OMV Petrom și este una de tip autoridicătoare cu patru picioare cu zăbrele din material tubular. Costul pentru dezafectarea ei se ridică la 5 milioane de euro și de asta se va ocupa firma GSP Offshore. Soluția de dezafectare a constat în repunerea în funcțiunea sistemului de ridicare, coborâre, poziționarea pe o barjă și tractarea platformei până la țărm. Platforma Gloria a fost inaugurată în 1976 și timp de 10 ani a furat 17 sonde cu o lungime de aproximativ 50.000 de metri. Apoi a fost folosită ca platformă de producție pentru primul zăcământ offshore pus în producție în România.